UPL vă recomandă pachetul tehnologic zeamă bordeleză originală și uleiul parafinic Ovipron Top. Bună seara, doamnelor și domnilor, vă spune Ovidiu Ghinea la o nouă ediție a emisiunii Agricultura la Raport. După cum bine știți, continuăm tradiția aici la Agro TV. Discutăm despre fonduri europene. În fiecare seară de marți căutăm să clarificăm cât mai multe probleme legate de accesarea fondurilor europene. Iar faptul că dumneavoastră urmăriți de atâta timp emisiunea noastră și sunteți atenți la subiectele pe care le ridicăm, pe care le dezbatem, ne face să continuăm cu acest subiect și cred eu că facem foarte bine, pentru că e un subiect care ne interesează pe toți, e un subiect care ne impactează pe toți. Prin banii aceștia europeni, prin diferitele ajutoare, dumneavoastră vă puteți dezvolta afacerile, le puteți ține pe linia de plutire. Bineînțeles că în prima noastră ediție de fonduri europene vom căuta să discutăm și despre instalarea tânărului fermier. O să abordăm subiectul acesta care a ridicat multe neplăceri, banii alocați pentru diaspora. Știți că au fost 20 de milioane de euro alocați pentru diaspora. Din păcate, niciun proiect n-a fost declarat eligibil și finanțabil. Acum, cei de la FIR încearcă să remedieze, dacă mi este permis termenul, și să găsească niște soluții mult mai facile, încât cei care practic vor să acceseze sumele respective să le și poată ridica, să poată intra în posesia lor, nu să fie doar o simplă sumăsură și să nu producă niciun fel de efect. Ăsta e unul din subiecte, iar un al doilea subiect este legat de măsura 3, sprijin pentru COVID. Bineînțeles că am alături de mine și doi consultanți. Dați-mi voie să îi salut și să le mulțumesc. Și o să încep cu doamna Marinela Strâmbulescu. Bună seara! Bună seara! Vă mulțumesc pentru invitație! Și eu vă mulțumesc pentru prezență. Și domnul Marian Vișu Iliescu, bună seara! Mulțumesc pentru prezență și la mulți ani că nu ne-am văzut pe anul ăsta. Bună seara, la mulți ani atât dumneavoastră cât și telespectatorilor care ne privesc. Le urez un an nou plin de belșug, de bucurie și de sănătate în primul rând. Doamne ajută așa să fie, că avem nevoie cu toții de toate lucrurile astea și să sperăm că în 2021, prin ceea ce se va întâmpla, vom reuși să scăpăm de aceste măști și să ne putem privi față în față fără aceste măști și vom depăși această problemă extrem de păguboasă și extrem de nedorită legată de acest virus. Da, până atunci, haideți să începem să vorbim despre ajutoarele astea pentru COVID, pentru că sunt niște bani, sunt niște sume. O să o rog pe doamna Strâmbulescu să ne spună mai multe lucruri, dar până atunci telespectatorii noștri trebuie să ne trimită întrebările pe cele două pagini de Facebook. Agro TV, pagina postului nostru de televiziune, respectiv Agro TV minus Agricultura la Raport este pagina de socializare a emisiunii. Telespectatorii au la dispoziție de asemenea și un număr de telefon, un telefon cu tarif normal. Este 031 405 2800. Acolo puteți suna și vă puteți adresa invitațiilor mei. Până atunci o să rog pe doamna Strâmbulescu să ne explice în ce constau aceste măsuri, aceste ajutoare pentru cei afectați, impactați de virus. Da, potențialii solicitanți pentru măsura 3, grantul pentru investiții, ar trebui să știe că mai au timp până la finalul lunii ianuarie ca să depună un proiect, să solicite o finanțare cuprinsă între 50.000 și 200.000 pe măsura 3. Sunt foarte multe caienuri care se finanțează în cadrul măsurii și îi așteptăm să vină să solicite, să scriem proiectele împreună. Până la ce dată pot face lucrul ăsta? Chiar până la finalul lunii, măsura este activă. Alocațiile financiare sunt pe regiuni.
Atenție, așa cum spunem noi tot timpul, consultanții, la scoringul dosarului, la punctajul la care ajunge dosarul, pentru că, cu siguranță, așa cum am văzut la măsura 2, capitalul de lucru, unde au fost, a fost o măsură foarte, foarte solicitată și s-au depus 22.000 de proiecte, dintre care finanțate o mică parte dintre ele, și aici estimăm un număr foarte mare de depuneri, astfel încât dosarele care se vor depune ar trebui, din punctul meu de vedere, să vină la finanțare cu cel puțin 100 de puncte, ca să aibă și șansa asemnării contractului. Bun. Este un proiect extrem de greu de realizat. Pe baza unor oferte, noi întocmim un buget al proiectului. Potențialii solicitanți ar trebui, chiar dacă cofinanțarea conform ghidului este de minim 15% pentru celelalte regiuni, iar pentru București, Ilfov, de 30%, ar trebui să ridice această cofinanțare, astfel încât dosarul să fie competitiv. Am înțeles. Adică, să vă dau un exemplu, pe sud-vest Oltenia, de exemplu, toți solicitanții mei au acceptat să aibă o contribuție de 35%. Este procentul minim sau maxim? E procentul de la care maxim, oamenii au șanse reale, practic. Maxim, exact, da, Ovidiu. Bun, haideți că avem un telespectator, îmi spun colegii mei din regie, și dorește să vă adreseze o întrebare sau probabil mai multe întrebări. Domnul Ion Marin din județul Galați. Bună seara! Bună seara! Vă ascultăm! Vreau să fac și o întrebare. Am accesat măsura 6-3. Așa. Am luat tranșa a doua. Așa, și ziceți. Aș dori, dacă se... aș putea accesa pentru agropensiune. Și sunt întreprindere familială. Dacă vrea domnul să-mi spună dacă se poate sau să-mi fac un SRL, că altcineva îmi spune vrea să mergi pe SRL sau vreau o informație, dacă ar putea sau... Este eligibilă și întreprinderea familială. Da. Nu sunteți legat de 6-3 pentru agropensiune, pentru că este pe măsură non-agricolă. Dar este bine că v-ați luat și tranșa a doua, vă felicit. În altă ordine de idei, e foarte bine că aveți o activitate agricolă, pentru că unul din punctaje pentru agropensiune este dacă ai lucrat, ai avut activitate agricolă în ultimele 12 luni și dumneavoastră clar că ați avut, având și această sumăsură. Și puteți să mergeți și pe întreprinderea familială, puteți să vă faceți separat și un SRL, dacă vreți să aveți o gestiune separată a celor două business-uri, să le spunem așa. Dar se poate și pe întreprinderea familială, să știți. Și am putea să... Și veți beneficia și de punctajul aferent derulării unei activități și în domeniul non-agricol a unui fermier. Vă prioritizează cumva la finanțare dacă mergeți pe forma de organizare întreprindere familială. Plus vechimea entității juridice, care iar vă avantajează și sigur, acolo este un punctaj destul de frumos care nu-i de neglijat. Iar dumneavoastră, cum aveți cel puțin 3 ani, acolo se punctau cele... Punctajul maxim era de la 3 ani... în sus. Dar altceva, ce vreau să vă mai întreb. Vă rog. Unii îmi spun că altcineva, că pe zona de sud-est aici și la noi, s-ar putea? Deci că numai la Brașov, la munte, la... Nu, nu. Deci atenție, chestiunea cu zonarea este vorba de potențialul turistic al fiecărei zone, dar... Zona sud-est, noi suntem. Da, întotdeauna nu se ia în calcul numai acest potențial, sunt o grămadă de criterii care se punctează și se iau în calcul și atunci dacă stăm un pic mai mediu într-o zonă de potențial, ne ajută vechimea firmei, ne ajută activitatea agricolă și așa mai departe. Adică nu luați în calcul numai
acest criteriu de potențial al zonei turistice. Mai ales că el nu a fost atât de generos. Exact. 5 puncte și din la 5 puncte se făcea un calcul conform acestui potențial, așa cum zice domnul Marian. Deci undeva 3 puncte, 2 puncte se puteau scoate pe acest criteriu. V-aș mai ruga altceva, dacă ați vrea. Nu vreți să-mi dați numărul lui domnul Vișuliu, dacă se poate? Ba da, se poate, dar știți cum procedăm. Lăsați dumneavoastră numărul de telefon colegilor din regie până să închideți telefonul. Lăsați numărul de telefon și numărul ajunge la domnul Vișu Iliescu într-o pauză de publicitate. Și vă sun eu mâine. Deci cum să facem? Să lăsăm numărul în regie? Da. Nu închideți acum, da? Așteptați că o să vă preia din regie și lăsați numărul, mi-l comunică mie și vă sun eu mâine și stăm mai pe îndelete. Vă mulțumesc mult și o seară plăcută. La fel, domnule. La fel, sănătate. Bun, revenind la măsura 3, așa cum i-am învățat noi pe telespectatori, de fiecare dată să-și verifice singur lucrurile, asta demonstrând o transparență totală, pentru că chiar vrem să îi îndrumăm să și verifice ceea ce le spunem noi aici în emisiune. Pe această măsură, eu de foarte multe ori le spun oamenilor, uitați-vă foarte atent în bilanțul care l-ați depus pe 2019 la profitul operațional, iar profitul acela operațional îl înmulțiți-l cu 3 și aia este suma pe care o puteți accesa ca să atingeți și punctajul maxim pe această măsură. I-am învățat în seara asta și un artificiu, îl dăm din tot sufletul pentru că dorim și cei din agricultură și industria alimentară să acceseze această măsură de COVID, pentru că noi am uitat să specificăm la început, este foarte benefic că și codul CAEN din industria alimentară beneficiază de această măsură 3 privind societățile care au fost afectate de pandemia de COVID-19. Bun, haideți să luăm 10 secunde de publicitate, un solo spot și apoi o să continuăm cu mesajele telespectatorilor noștri. Îi invit să ne scrie pe mai departe pe AgroTV, respectiv AgroTV-Agricultura la raport, cele două pagini de Facebook ale noastre. Seminis reprezintă un prim pas pentru legumicultorii care își doresc performanță. Bun, am revenit aici la Agricultura la raport. Domnul Adrian Dumitru are două întrebări pentru dumneavoastră. Prima întrebare sună așa. Când sunt considerat instalat ca fermier dacă am depus proiectul pe 6.1 în 2016? În 2017 am semnat contractul, iar în 2019 am primit a doua tranșă. Asta e prima întrebare. Îi răspundem și după aia le enunțăm și pe celelalte. Da? Vă rog, îi răspundeți la asta? Da. Vă rog. Ziceți. Conform regulamentelor europene, instalarea fermierului se face la 18 luni de la depunerea tranșei 2. Deci atunci se consideră un fermier instalat. Bun. A doua întrebare sună în felul următor, despre măsurile non-agricole 6.4, respectiv 6.2. La 6.4 va fi tot cu 90% cofinanțare, iar pentru 6.2 tot 70.000 de euro? Da. De ce da? Pentru că ne-a avantajat, hai să-i spunem așa, cu ghilimele de rigoare, această pandemie. Atunci a trebuit ca Uniunea Europeană să adopte un regulament de tranziție care a fost votat pe 15 decembrie 2020, în care ni s-a permis ca în acești 2 ani de tranziție 2021-2022 să mergem pe prevederile ghidurilor vechi cu bani din exercițiul financiar care tocmai l-am început, 2021-2027.
Bun, Florin Dadu din Brașov este alături de noi prin telefon. Bună seara! Bună seara! Vă ascultăm! Aș avea și eu o întrebare. Am 150 de vaci, da. 20 de hectare de pământ, proprietate, și 60 în arendă de la primărie. Așa. Aș putea obține ceva fonduri europene, ceva cu cofinanțare și din partea mea 100-200 de mii de euro? Numai cu cofinanțare la numărul acesta de vaci pe care îl aveți. Pentru că aveți o dimensiune economică destul de frumoasă, de bună, care provine de la aceste văcuțe. Trebuie să luăm în calcul o vacă are 1200 de esouri, dacă mulțim cu 150 de vaci, numai de aici dumneavoastră, indiferent că ați avea vârstă de tânăr fermier, nu ați putea beneficia. Ați putea beneficiați într-adevăr de bonificația de tânăr fermier pe și pe 4.1 cu condiția ca firma sau dumneavoastră în cadrul firmei să nu fiți cu o vechime mai mare de 5 ani. A, deci ne trebuie firmă neapărat. Da, da. Orice accesare de fonduri europene se face pe o entitate juridică, să știți. Da, da. Și anul ăsta o să fie ceva sau e ceva, știți ceva? Da, cu siguranță va fi. Cu siguranță, de ce vă spun atât dumneavoastră, cât și celorlalți telespectatori care ne urmăresc, noi în această perioadă de tranziție 2021-2022 avem de cheltuit pe PNDR, pe pilonul 2 de dezvoltare rurală, 2,15 miliarde de euro. Deci așa, dar că se tot aude, se tot vehiculează prin presă sau prin, pardon, scuzați-mă, nu prin presă, prin lume, media, să spunem prin, așa. Da, nu, nu, da. Nu în media, că media ne informează corect, da. Să vehiculează că nu vor fi bani, ba da, să avem noi capacitate din să contră, absorbim. Abia acum încep sigur să vină banii, am avut o perioadă de 3 ani în urmă și asta ar trebui să știe potențialii solicitanți, că de acum încolo vom avea la dispoziție mult mai multe linii de finanțare decât am avut din 2017 până în 2020 chiar. Și acum e ceva concret sau o să fie din februarie? Ce știți? Deci, atenție, pentru că primesc această întrebare inclusiv de la oamenii care mă sună. Da. Clar, atâta timp cât este destinat pentru această perioadă acești bani, și sunt destul de mult pentru 2 ani, credeți-mă, da. Nu așteptați lucrurile să se deschidă o sesiune și atunci să vă apucați de treabă. Pe fondurile europene și mai ales aici unde este, să spunem, sectorul dumneavoastră, pe investiții cu cofinanțare, aici sunt proiecte complexe. Dumneavoastră, dacă vreți să vă faceți un graj, dacă vreți să vă faceți și da, o procesare. Deci eu am o fermă cu 3 grajduri, doar vreau modernizare, adică să-mi fac ceva, o tabulație, să fac ceva, nu știu cum să spun. Toate astea înseamnă lucrări de construcții, montaj. Înseamnă parte de proiectare, înseamnă parte de certificate de urbanism, înseamnă avize de obținut. Aceste lucruri se fac în timp. Și de aceea eu vă recomand... Da. Ca de mâine să începe să vă apucați de această procedură, adică să căutați un consultant, să stați de vorbă cu el, să-i spuneți despre ce ați dori să faceți, câți bani vă permite să investiți în acest proiect. Da. Pentru că se da. Pornește un pic și de la capacitatea dumneavoastră de finanțare. Deci undeva la 200.000 de euro m-aș încadra o cofinanțare. Deci eu să pun 200.000 de euro. Păi dacă obțineți 90 cu 10 cu 200.000, puteți să luați chiar maximul. Da, da, da. Adică discutăm pe zootehnie de 1.500.000 de euro partea nerambursabilă. Da, da, da.
cu dumneavoastră aș putea să iau legătură ceva, aș putea să... Lăsați numărul în regie, exact cum am povestit și la celălalt telespectator. Da, nu închideți după ce ne luăm la revedere și o să-mi comunice numărul și vă sun mâine și stăm de vorbă pe îndelete. Cu mare drag, aștept cu mare drag. Okay. Bine, mulțumim pentru telefon. Mulțumim mult, sănătate. Sănătate, Doamne ajută, numai bine, să auzim de bine. Foarte mulți telespectatori ne și scriu, ăsta e motivul pentru care butonez telefonul ăsta, am aici mesajele lor și oamenii au multe curiozități, sunt interesați ca de fiecare dată de bani și de accesarea fondurilor europene. Un domn Alin vă întreabă următoarele. Cei care au exploatație mai veche de 3 ani, tânăr fermier, pot depune proiect? E o întrebare. Probabil că se referă la tânărul fermier, dacă poate pe tânărul fermier. Da, Alin Nicolae e numele. Dacă are exploatația pe persoană fizică, da. Dacă o are pe o entitate juridică, a depășit cele 24 de luni și nu mai se încadrează, dar se încadrează dincolo pe măsura 4.1 cu cofinanțare, unde poate primi bonificație de 20% pentru că e tânăr fermier până în 5 ani cu activitate maximă pe agricultură. Și tot domnul Alin Nicolae continuă și ne scrie... În 2017 am depus proiect pentru instalarea tânărului fermier. Mi l-a dat eligibil, dar nefinanțabil. Acum vreau să-l depun din nou, dar am auzit că nu mai ai voie să ai exploatație mai veche de 3 ani. Da, eram sigur, am bănuit treaba asta. Deci el are o entitate juridică, că atunci a trebuit să și-o înființeze. A depășit cele 24 de luni. Cu părere de rău, nu mai este eligibil pe 6.1, dar cu un pic de speranță, dacă cumva ne ajută un pic europarlamentarii europeni să modifice acel regulament privind tânărul fermier, dacă ar ridica la 5 ani, ar fi chiar pe benefic să depună. Traian, vă rog. Asta este o mare problemă pentru că sunt foarte mulți tineri fermieri care au accesat, de exemplu, chiar măsura mică, cea de semisubzistență pe PNDR 1, măsura 141, și-au dezvoltat exploatațiile și sunt și acum tineri fermieri. Din păcate, ei s-au instalat, adică instalarea lor s-a făcut de mult. Și nu tot vin și sunt foarte supărați pentru că ei nu au acces la această măsură, sub măsura instalării tânărului fermier, chiar dacă au făcut odată, au accesat un proiect foarte mic. Dar sunt tineri și poate că ministerul ar trebui să se gândească pe următoarea perioadă de programare din 2023, să le scrie o măsură specifică acestor tineri care au dorință, au voință, dar n-au cu ce. Gradul de cofinanțare pe 4.1 este chiar și în 30%, este, așa cum cunosc eu piața de la firul ierbii, este cam mult pentru ei. Poate că ar trebui să găsim o soluție aici, pentru că sunt foarte mulți în situația respectivă. Bun, mulțumesc, luăm publicitate. După câteva minute o să continuăm să le răspundem celor care ne-au scris pe paginile noastre de Facebook. De asemenea, îi așteptăm să și sune la numărul afișat pe ecran, dar toate astea după o scurtă pauză comercială.